Știi clipul ăla viral? Așa se apreciază un ceai bun sau o supă bună. Știi ce mi se pare interesant? Că istoria se repetă în fiecare an. De fiecare dată zic, a, nu mă mai la Black Friday, că n-am ce cumpăra, nu mai întrebe nimica, dar tot stau să mai pierd vremea pe site-uri și să caut reduceri și promoții la unele gadget-uri pe care mi le doresc. În cazul de față vorbim despre Huawei, iar acest material este într-adevăr susținut de către cei de la Huawei, dar pe bună dreptate, pentru că au niște super mega reduceri, mai ales la gadget-urile la care le-am făcut review în ultima vreme, smartwatch-uri, tablete și câteva telefoane care s-ar putea să te intereseze, pentru că dacă acum le poți cumpăra la jumătate de preț, why not? Sunt sigur că te-ai uitat la ele atunci când le-am făcut review, mai ales la smartwatch-ul ăla, la Huawei Watch T2, cel pe care ți-l recomandam mai ales pentru părinți sau pentru bunici, și acum o să afli că poți să-l iei la un preț foarte bun. Plus de asta, campania lor de Black Friday o să țină multă vreme, până la începutul lunii decembrie, așa că merită menționate cele mai interesante produse pe care le au pe site și, bineînțeles, modalitatea prin care poți să aduni cele mai multe reduceri, pentru că e puțin o joacă, dar dacă ții cont de ea, s-ar putea să obții cele mai bune prețuri. Cel mai important este că pe 8 noiembrie, dacă prinzi clipul ăsta până atunci, au cele mai mari reduceri. Toată ziua, adică de la începutul zilei, de la dimineața de la 00:01 până seara, noaptea la 11:59, că o să găsești cele mai bune prețuri la multe din produsele lor. După aia urmează 3 Black Weekend-uri, weekendul 9-11, 16-18 și 23-25 noiembrie, cu oferte care sunt cam limitate la timp și reduceri la accesorii Huawei cu prețuri începând de la 1 leu. Deci dacă vrei să-ți iei curele pentru smartwatch-uri, cum de exemplu o chest și eu pentru acest Huawei GT 5 Pro, o să găsiți review-ul lui la George pe blog. Eu am făcut review la varianta simplă, la GT 5, dar am zis să mă joc și cu ăsta. Mai este o chichiță, trebuie să ai cont, bineînțeles, la ei în magazin, și pe toată durata campaniei, pentru orice comandă plansată, se vor asigura puncte duble în contul Huawei. Știi cum îți oferă mulți din retailer puncte în cuantumul sumei pe care ai cheltuit-o la ei? E bine, și Huawei face la fel, doar că dublează numărul de puncte pe care ți le alocă și s-ar putea să poți să ții niște gadget-uri interesante pe viitor dacă te uiți în contul tău și vezi că ai făcut mai multe cumpărături. Plus de asta, o chestie foarte importantă pe care se insistă în 2024 este să te abonezi la newsletter, pentru că, până la urmă, ăla este canalul principal prin care poți primi cel mai rapid informațiile, decât să stai să scanezi pe social media oferte și lucruri de genul ăsta sau pe site. Primești în newsletter care sunt cele mai bune oferte în momentul respectiv. În felul ăsta primești un cupon de 50 de lei pe care poți să-l cheltui tot pe site-ul celor de la Huawei. E valabil pentru toate produsele. Acum, produsele cu cel mai bun preț de pe piață au, bineînțeles, stocurile cele mai mici. Așadar, dacă le-ai ochit, e bine să pui mâna pe ele în momentul respectiv și să nu mai aștepți o reducere suplimentară, pentru că nu va mai exista. Avem Huawei Watch D-ul, cel pe care l-am prezentat acum, cred că o lună de zile, și pe care l-am recomandat mai ales celor care au probleme cu sănătatea și care vor să-și măsoare tensiunea arterială, pentru că până la urmă este un smartwatch care asta face, măsoară tensiunea arterială în mod constant, chiar și de până la 48 de ori pe zi, în decursul a 24 de ore, ca să-ți spună dacă cumva ai probleme cu ea. E foarte recomandat pentru toată lumea, mai ales pentru bărbații care au trecut de 30 și ceva de ani, pentru taților sau pentru bunicilor, pentru că știm cu toții, chiar dacă ai un holter sau un tensiometru prin casă, cu siguranță nu o să-l folosești atât de des pe cât ar trebui. Iar chestia asta de la mână, smartwatch ăsta micuț, care are o pernă care se umflă și care îți măsoară acest lucru, o face în mod automat, fără să te întrebe dacă ai chef, dacă cumva pălai la îndemână și așa mai departe. Jucăria asta o să fie 1400 de lei, și vine la pachet cu 12 luni garanție extinsă, ceea ce e o chestie iarăși foarte bună, plus posibilitatea să-ți cumpere o pereche de căști la doar 9 lei, căști care în mod normal ar costa 219 lei, un FreeBuds SE2 sau poți să-ți iei FreeBuds 6U la 329 de lei versus 499 de lei. Ofertele le găsești cel mai bine în site-ul celor de la Huawei, de aceea arunc o privire acolo. Un alt smartwatch care a rămas destul de mult în oferta lor este Huawei Watch GT 3 Pro, cel de 46 de mm. L-am găsit în mai multe variante, și cel cu carcasă de titanium și curea din piele și cu curea din oțel sau din titan, iar prețul lui pleacă de la 1199 de lei. Este încă un smartwatch foarte bun, are aproape aceleași capabilități ca și generațiile noi, plus de asta este construit să reziste. Mi-a plăcut întotdeauna ceasurile din titan, la fel cum e, de exemplu, și GT 5 Pro pe care l-am acum la mână, pentru că atunci când îți iei un smartwatch, nu vrei să fii foarte delicat cu el și foarte atent. Îl mai lovești de tocul unei uși, de capota mașinii, de un gard, de ceva în care îți bagi mâna să lucrezi în momentul respectiv și uiți că trebuie să-ți dai ceasul jos de la mână și nu vrei să se strice.
deci nu vrei să spargă ecranul, tocmai de aceea safirul este foarte important pentru partea din față a aceastorului și, cu, bineînțeles, rama din titan care o să reziste și la lovituri, la zgârieturi, la șocuri, la lucruri de genul ăsta. Despre smartwatch-urile Huawei, în special despre GT 5 și 5 Pro, am vorbit și eu, ci George, îți las link mai jos în descriere pentru review-urile noastre și consider că sunt momentan unele dintre cele mai bune ceasuri pe care le poți cumpăra raport preț-performanță. Altfel, pentru un smartwatch care să aibă și un display color, să fie și rezistent la apă, să fie și rezistent la șocuri, la lucruri de genul ăsta și să aibă și toți senzorii pe care îi are Huawei și ecosistemul lor, atunci ar trebui să dai în mod normal de la alt producător cel puțin dublu, dacă nu chiar triplu, cu aceleași funcții. La capitolul telefoane sunt două modele pe care am pus ochii. E vorba de Nova 12S, care a costat 2500 de lei și acum este la 1600 de lei. Este un smartphone mid-range care acum a ajuns la un preț de smartphone de buget, cred eu. Și asta pentru că, în general, telefoanele de genul ăsta ajung să fie cumpărate mai ales de cei care nu, să zicem, nu se joacă foarte mult, nu fac foarte multe fotografii, dar vor un telefon solid, cu un ecran bun, care să facă poze cel puțin bune și, din nou, să țină bateria cât mai mult la el. Aici ai un ecran de 6,7 inch, OLED, cu refresh rate de 120 Hz. Gândește-te și tu un pic, din ce alt telefon poți să-ți cumperi, apropo, cu un refresh rate atât de ridicat? Vine cu un Snapdragon 778G, cu procesor 4G, desigur, 256 GB de stocare și 8 GB de RAM. Și desigur, camera de 50 de megapixeli, plus bateria de 4500 de mAh cu încărcare de 66 de W, care o să-ți oferă autonomie de cel puțin o zi într-o utilizare normală. Un alt telefon interesant este Nova 11, o generație un pic mai veche, însă extrem de similar, apropo, ca Nova 12, dacă te uiți la capitolul design cel puțin. Diferențele majore sunt și ăsta vine cu 8 GB de RAM și 256 de GB de stocare, tot un display OLED cu 120 Hz și vine și el tot cu un procesor 778G. Generația de sistem de operare este un pic mai veche, într-adevăr, dar există o cameră de 8 megapixeli ultra wide pe el, pe lângă camera de 50 de megapixeli, iar la performanțe sunt cam tot pe acolo pentru că folosesc aceleași procesoare. Și era să uit, GT4, smartwatch-ul de anul trecut, pleacă de la 789 de lei, în mod normal era 1200 de lei. Deci poți să ții un smartwatch super accesibil în momentul ăsta, chiar și varianta pentru damă, care am văzut că a fost foarte apreciat, apropo, pentru design și e disponibil pe foarte multe culori. Vine pe verde, vine pe... Ia fii atent, ăsta din piele, argintiu, este la 949 de lei în momentul ăsta, tot cu garanție extinsă de 12 luni și cu o curea extra de piele, cea de 22 de mm. Sincer, eu urmăresc cureaua în momentul de față, mai ales pentru cel negru. Ăsta vine de la 899 de lei și cel pe auriu cu curea din piele albă este 849 de lei. Ăsta e variantă de 41 de mm, cel în special pentru damă. Până și ăsta cu cureaua milaneză e destul de accesibil. Cum ziceam, ceasurile astea sunt compatibile și cu ecosistemul de la Android și cu telefoanele cu Android, dar și cu telefoanele cu iOS. Și ți le recomand pentru cumulul de funcții pe care l-au și dacă nu te convingi, întreabă un prieten, pentru că sigur, dacă tu n-ai avut, el a avut un smartwatch de la Huawei și a fost foarte mulțumit de el. Tabletele sunt niște gadget-uri pe care nu le-am recomandat de multă vreme, dar am uitat să specific că avem și noi o tabletă acasă pe care o folosim destul de des, mai ales pentru filme, pentru asculta niște muzică prin bucătărie, pentru... E practic gadgetul ăla care se plimbă prin toată casa și care îți oferă un ecran și conectivitate la internet, dar fără să te țină legat de ecranul mic al telefonului eventual și de sunetul ăla un pic mai slăbuț. Un lucru pe care trebuie să-l știi despre tabletele de la Huawei este că se văd și se aud excepțional de bine. Și pentru multe dintre funcții, nu ai nevoie de un ecosistem de la Google. Pe de altă parte, poți să faci chestia asta, am arătat chiar în fiecare video în care am arătat un telefon sau o tabletă, cum poți să instalezi pe ea varianta de Google împreună cu aplicații referente. Huawei MatePad 10 SE de 10 inch, 4 GB de RAM și 64 de GB de stocare la 700 de lei. Tableta asta a costat în mod normal 1200 în momentul în care a fost lansată. Văd aici RRP-ul de 1099, dar știu că a fost mai scumpă. Sigur, există și varianta de 128 de GB de stocare cu 749 de lei, dar partea frumoasă este ca USB-C și tabletele astea pot primi un SSD, de exemplu, pe USB-C de 1 TB, pe care să-ți ții informațiile. Iei un SSD din ăla, îl lipești pe spatele tabletei și ai rezolvat problema din toate punctele de vedere cu stocarea, nu trebuie să-ți cumperi cardurile specifice pe care le are producătorul dacă nu le găsești. Plus, din nou, ofertă la smartwatch-ul sau la căști, la prețuri promoționale dacă îți cumperi tableta. Tableta asta ce are special? Păi, în primul rând, un ecran de 10 inch care este
mai mult decât Full HD, este 2000 x 1200, deci o densitate de pixel de 225, măricică pentru o tabletă, și este bineînțeles un ecran IPS cu un Snapdragon 680. Pe tabletă oricum nu vedem procesoare foarte performante pe niciuna dintre modele, chiar nici măcar la alți producători. Important este ca să se vadă cât mai ok și bineînțeles să se audă cât mai bine. Și aici avem bineînțeles difuzoare calculate ca să-ți dea o experiență foarte bună. O altă tabletă foarte interesantă este MatePad Pro 13. Este practic flagship-ul celor de la Huawei. Vine cu 12 GB de RAM și 256 de GB de stocare. Și o chestie interesantă, bineînțeles display de 13,2 inch și este un OLED cu high refresh rate. Asta vine cu Kirin 9000W, un octa-core. Asta este cea mai puternică tableta lor și practic vine și cu un procesor extrem de puternic în comparație cu telefoanele, de exemplu. Dacă încă ești neîncrezător în capabilitățile lor, aruncă o privire în magazinele lor, de exemplu, din țară, dacă ai ocazia să ajungi pe la un magazin și pune mâna pe aceste tablete să vezi că se aud mai bine decât te așteptai. Plus de asta, vin cu baterii foarte mari. Aici în specificații scrie 5050 mAh la 7,7 V. Practic, calculul se face mai degrabă la 3,8 V cât au în mod normal, adică 10.100 de mAh. Deci tableta asta o să o încarci probabil odată la 3-4 zile în cazul în care ai nevoie, dacă o folosești atât de mult. Și da, și asta suportă USB-C și poți să-ți transferi o grămadă de date pe ele sau să-ți conectezi un SSD extern dacă vrei să-ți ții colecția de filme și de muzică la purtător. Un alt produs care o să fie la reducere și probabil l-ai văzut și tu în review-urile noastre este Huawei Watch 4 Pro Space Edition. Să vedem cât e prețul la el. 2800 de lei. A scăzut și ăsta de la 3300. Vine în varianta de titanium grey și e singura culoare pe care să-l găsești. Și dacă e să mă întreb pe mine, este unul dintre cele mai frumoase smartwatch-uri pe care le găsești pe piață, punct. I-am făcut review și la acesta acum câteva luni. Din nou, ai link mai jos în descriere. O să-ți las link la fiecare review pe care l-am făcut. Zici și mie, unde mai găsești smartwatch cu baterie de până la 21 de zile, care să aibă și un ecran super color, să poți vorbi la telefon de pe el, chiar cu SIM, de exemplu, cu eSIM și să-ți ia toate măsurătorile posibile. Sunt curios însă care o să fie prețul lui pe data de 8 noiembrie, pentru că e unul din produsele pe care îl ochez și eu. La capitolul foto, unul dintre telefoanele care face cele mai bune poze din lume este Huawei Pura. Iar Pura 70, din ori 70 Simple, ori 70 Pro, ori 70 Ultra, ia să vedem care sunt prețurile lor, pam, 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 pam. Ăsta era într-adevăr 7500 de lei, acum a scăzut la 6000. Ia, sunt curios de Pura 70 Pro. 4500 de lei. Asta a fost 6000 inițial. După aia, vin căștile de la Huawei FreeClip. FreeClip-urile sunt cele pe care le-a testat George și le-am folosit și eu în timpul unui live timp de vreo oră și ceva. Și lucrul care mi-a plăcut cel mai mult, că dacă ai și tu problema asta, s-ar putea să înțelegi, e faptul că nu ți intră complet în ureche, nu ți astupă canalul urechii, nu sunt deranjante și le poți ține o perioadă mult mai lungă de timp. Iar asta este o chestie foarte importantă, mai ales pe măsură ce avansezi în vârstă, când începi să nu mai auzi anumite frecvențe sau vrei să nu mai fii complet izolat de lumea exterioară. Dacă mergi, de exemplu, la alergat sau faci sport undeva într-un parc sau la marginea unui parc, vrei să fii atent la mașini, vrei să auzi zgomotele din jurul tău, o bicicletă, o trotinetă, și de aceea nu-ți recomand niciodată căștile care ți-astupă complet urechile. Plus de asta se creează multă umezeală acolo și s-ar putea să nu fie atât de confortabil. Astea sunt niște căști excelente pentru chestia asta și au și ceva noise cancelling, apropo. Iar la tablete mai avem MatePad-ul 11,5S, care iarăși e la un preț foarte bun. Apropo, dacă ești student, și pentru tine există oferte speciale. Dacă te înscrii pe Huawei Store cu adresa de mail de la instituția de învățământ, adică cea de la facultate sau cea de la școală, primești un cupon de 20% reducere la produsele de mai jos. MateBook D14, D16 sau MateBook X Pro 2024 sunt laptopurile lor cu Windows, pe care le-am testat în trecut și care ne-au lăsat o impresie foarte bună, pentru că au venit cu un echilibru foarte bun între performanță, construcție și durabilitate în timp. Avem unul din, cred că primul MateBook pe care l-am testat la noi aici pe canal, avem vreo 3 sau 4 ani de zile, este încă în utilizare. Merge non-stop, este pe masă, mi se pare, la Ioana și își face treaba într-un mod exemplar laptopul ăla. Nu a făcut figuri deloc. L-am desfăcut într-adevăr o dată sau de două ori ca să-l curăț, pentru că e normal. E normal să faci treaba asta odată la un an, un an și jumătate pentru fiecare dintre gadgeturile tale care are ventilatoare și funcționează fără probleme. Ba chiar a primit și un pic de o doză mică de cafea și de ceai de-a lungul timpului, pentru că e normal. Dacă îl folosești atât de mult timp, se pot întâmpla și accidente.
MatePad Pro, MatePad 12X și bineînțeles GT5-ul și Watch D2-ul. Iarăși sunt niște produse care pot beneficia de reducere extra dacă ești student. Așadar, cam astea sunt produsele pe care le-aș urmări de la cei de la Huawei. Sunt curios ce produse ai avut tu de la Huawei, ce ai folosit, ce ai vrea să folosești. Lasă-mi o întrebare, lasă-mi o opinie mai jos în secțiunea de comentarii ca să se poată inspira și cei care, de exemplu, caută în momentul de față un smartwatch, un telefon, un laptop sau o tabletă, să-și facă o idee. Pentru că experiența mea este una singură, e singulară. Poate mai ai prieteni care le-au folosit și care ne pot spune dacă au avut probleme cu ele, dacă le-au plăcut anumite funcții și cam atât. Dacă ți-a plăcut video ăsta, dă-i un share ca să-l vadă și un prieten, dă-i un like și urmărește-ne în continuare pentru că mai avem câteva ponturi interesante înainte și după Black Friday, pentru că sunt sigur că campaniile astea să mai dureze multă vreme și le mai aruncăm pe social media sau mai vorbim despre ele în live-urile noastre. Din nou, sper că ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare îți doresc numai bine!